poți să pui, Andreea. În ce condiții s-a petrecut accidentul? În dimineața zilei de 19 noiembrie, pe strada Regimentul 5 Vânători din municipiul Alba Iulia, au avut loc 8 tamponări față-spate, în care au fost implicate 16 autoturisme. Evenimentul rutier a fost soldat cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime. În conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, administratorul drumului este obligat să asigure viabilitatea acestuia, motiv pentru care se efectuează verificări în acest sens. Totodată se va verifica dacă a fost încheiat un contract de prestări servicii între administratorul drumului și o societate comercială pentru a se stabili cu exactitate împotriva cui va fi aplicată măsura contravențională. Care au fost primele mașini care s-au tamponat și care au fost, nu știu, cum au virat, ce s-a întâmplat? Polițiștii vor stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut acest eveniment. Aveau cauciucuri de iarnă? Cu siguranță polițiștii rutieri vor verifica și acest aspect, dacă au fost dotați cu anvelope specifice sezonului rece. Ce măsuri trebuia să ia poliția ajunsă la fața locului ca să nu se mai întâmple și alte accidente? Sincer, asta e o întrebare la care pot să vă răspund eu. De ce ne ați întrebat pe colegi? Să răspund noi și funcția vă rog frumos. Subinspector de poliție Crișan Modelina. Ia.